Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. De la 20:30 pe ProTV puteți urmări filmul Dublu, cu Richard Gere și Topher Grace. Crima misterioasă a unui senator american, purtând marca distinctivă a legendarului asasin sovietic Cassius, îl forțează pe Ben Shepherdson, un agent CIA retras din activitate, să facă echipă cu agentul începător FBI, Ben Geary, pentru a rezolva acest caz. Pe măsură ce Shepherdson și Geary investigează crimele atât din trecut cât și din prezent, aceștia descoperă că asasinul Cassius ar putea să nu fie persoana pe care o credeau, forțându-i pe amândoi să reexamineze totul și pe toți din jurul lor. Who are you? După miezul nopții pe Antena 1 puteți urmări filmul Ochii. Sydney Wells este o recunoscută violonistă, remarcabilă prin frumusețea, inteligența și independența sa. Toate calitățile sunt accentuate de faptul că Sydney este oarbă în urma unui accident din copilărie. După 15 ani de handicap, Sydney face un dublu transplant de cornee, părând să intre pe făgașul unei vieți normale. Dar fericirea sa este de scurtă durată, pentru că imagini înfricoșătoare încep să o bântuie. Sydney este convinsă că noi săi ochi îi deschid poarta spre o lume terifiantă pe care numai ea o poate vedea. De la ora 20 pe HBO puteți urmări Izvorul tinereții. Filmat într-un sat din România, documentarul explorează relațiile intime dintre un octogenar și femeile din satul lui. Pe măsură ce vizitează fiecare femeie, ies la suprafață adânci secrete dramatice. Totul este, bineînțeles, însoțit de umor și farmec. Pe Cinemax de la ora 21 rulează filmul Vacanța cu Cameron Diaz și Kate Winslet. Pentru a schimba stilul de viață pe perioada sărbătorilor de iarnă, două femei decid să facă schimb de case. Amândouă au avut partea lor de dezamăgiri în dragoste. Cele două au cam aceleași probleme și încearcă să iasă din rutina zilnică, așa că internetul este locul unde se întâlnesc. În cele din urmă le vine ideea să se mute una în casa celeilalte pentru o scurtă perioadă și speră că în felul acesta problemele lor s-ar putea rezolva. Just 6,000 miles apart. Home exchange. We switch houses, cars, everything. Bingo. I need you to answer this. Are there any men in your town? Perfect. We're on our way to New Jerusalem. This Christmas. I'm here. As one door closes. That'll be interesting. Another one. De la 21:30 pe Viasat Explore puteți urmări documentarul Unde s-au retras cei nedomesticiți. Ben Fogel călătorește în cele mai îndepărtate locuri de pe planetă pentru a întâlni pe cei care au ales să-și trăiască viața în afara radarului. Ben călătorește în Texas, Alaska, Australia și Noua Zeelandă pentru a găsi foști oameni de afaceri care trăiesc acum singuri în colibe construite cu mâinile lor și se hrănesc cu produse cultivate de ei. În episodul din această seară, Ben se întâlnește cu Steve Lal, un fost pilot de 69 de ani, care a întors spatele în altei societăți, optând pentru viața simplă de fermier în munți. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă!